Bună ziua, suflete dragi! Bună, dragă Gabriel, și îți mulțumesc din nou pentru că ne regăsim iarăși cu bucurie la o nouă întâlnire care ține de vindecarea inimii. Bine ați venit! Bine te-am găsit, Gabriela, și mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc și celor care își sacrifică din timpul lor, poate pentru a găsi un răspuns. Pentru că întotdeauna simțim nevoia așa să ne confirme din exterior ceva sau cineva care noi știm de fapt răspunsul, dar aflat așa și de la o altă persoană pare mai altfel, mai credibil. Da, și de multe ori același răspuns spus prin altă perspectivă, parcă aduce mai multă lumină asupra situației și mai multă claritate și înțelegere. Da, așa este. Da, puteți să mă întrebați niște lucruri. Eu vreau să clarific din start pe care le dau la întrebări și ca și scrierile mele și postările mele se fac oarecum spontan. Dacă un om vrea niște răspunsuri prestabilite sau din alte părți, sunt foarte multe metode, mijloace și surse de informare. Eu consider că este foarte important să ne deschidem sufletele și să găsim acolo niște răspunsuri la întrebări. Pentru că eu personal cred că este o supra-saturare de informație la nivel prestabilit, la nivel mental, la nivel de credințe prestabilite. Și cine este pregătit, să spunem așa, să aibă și o altfel de cunoaștere, mai spontană, mai venită din interior, este, cred, pe aceeași lungime de undă cu mine. Ce frumos! Da, Gabriel, noi am discutat că pentru astăzi o să începem cu informații despre cum putem să creștem vibrația energetică. Și apropo de acest subiect, s-a întâmplat săptămâna aceasta să întâlnesc persoane dragi mie din anturajul meu care au intrat oarecum, să spun, în această vibrație a fricii, da? Care se manifestă acum la nivel de umanitate în mentalul colectiv. Și au venit spre mine aceste informații, deși eu eram în bucurie, eram în divin, m-am observat cum am primit acea informație, cum tendința mea era deja să intru și eu în frică. Și am intrat apoi în stare de observator și am observat ce se întâmplă. Mi-am identificat trăile, mi-am dat seama că acea frică nu mi-aparține, dar deși tot cunoscând lucrurile acestea, am fost la un pas de a intra în acea vibrație a fricii. Deci, cum putem să facem, Gabriel, când se întâmplă astfel de lucruri care ne înconjoară, acum ne bombardează, ca să zic așa, din toate părțile vin spre noi, cum putem să facem să nu intrăm în ele, să nu intrăm în această vibrație a fricii și să rămânem în divin? Ai zis un lucru foarte interesant, Gabriela, că ai intrat practic în aceste câmpuri de energie și ai, până la urmă, ai preluat această informație, acest sentiment al fricii. Ideea este în felul următor. Noi oricum suntem parte dintr-un subconștient colectiv, care în cea mai mare parte este condus de manipulare, de frică, de descurajare. Nu putem să stăm într-un fel de bol de cristal, într-un fel de protecție așa oarecum artificială și să rămânem acolo noi cu energia noastră și ceilalți mai temători, mai fricoși, oarecum inferiori dintr-un punct de vedere în a lor.
Până la urmă, sfinții, tămăduitorii și toți oamenii care l-au câștigat pe Hristos în interiorul lor, au intrat în aceste câmpuri de energie cu vibrație joasă și au dus acolo propria lumină, ca să spunem așa. Și pentru noi este o mare provocare în ziua de astăzi să facem parte din această lume și în același timp să fim lumină și să fim bucurie și să considerăm că până la urmă suntem în brațele Creatorului nostru și că nimic și nimeni nu ne poate atinge cu adevărat sufletele. Pentru că senzația pe care ai trăit-o tu, Gabriela, a fost mai mult la nivel de vibrație energetică. Dacă sufletul tu știi că este în mâinile lui Dumnezeu și îl poți încredința prin anumite rugăciuni, printr-o credință a ta că sufletul tău este în mâinile, în brațele Creatorului, atunci nimic nu te poate atinge cu adevărat. Este adevărat că noi putem să simțim niște senzații de descurajare, de tristețe, dar ne vom reveni mult mai rapid și mult mai ușor în momentul în care noi ne protejăm lumina sufletului. Și nu numai că ne-o protejăm, dar în multe momente o dăm și lumii în care trăim. Pentru că, să spunem așa, lupta, deși nu îmi place acest cuvânt, care se duce în ziua de astăzi, este pe această lumină a sufletelor. Sufletul este un fel de aur spiritual, este bunul nostru cel mai de preț, este o comoară pe care bunul Dumnezeu, Creatorul nostru, ne-a dat-o ca să îmbogățim lumea din care facem parte, de a ne îmbogăți acest sentiment de iubire și de compasiune care pur și simplu însuflețește și creează. Ar trebui să învățăm mai mult despre cum să păstrăm această lumină a sufletelor și cum să o împrăștiem în jurul nostru și să nu mai facem numai, să spunem așa, o atitudine în a ne delimita de rău și de a lupta cu el. Pentru că de fiecare dată când, chiar și la modul inconștient, când ne propunem să luptăm cu ceva sau să ne delimităm de ceva anume, noi de fapt atragem mai mult acea putere, acea forță. Noi putem respecta, putem înțelege aceste legi ale dualității și putem înțelege că răul, că întunericul există și că au o forță. Dar de multe ori această forță este dată de modul în care gândim noi, la nivel individual și la nivel colectiv. Și cred că este foarte important să, până la urmă, să recunoaștem acest rău și noi înșine. Și să nu ne mai ferim de el, să nu ne mai ferim de aceste umbre și de acest întuneric, ci să ducem acolo lumină. Este poate cel mai simplu și cel mai complicat lucru pe care ni se cere în aceste momente, să nu mai luptăm cu răul, să nu ne mai delimităm de el, ci să ducem acolo lumina noastră. Pentru că ne este mult mai ușor să urâm pe cineva, să arătăm cu degetul, să ne delimităm crezând că noi suntem cei luminoși și cei din exteriorul nostru sunt numai întuneric și numai lipsuri, să ne delimităm și astfel să ne izolăm de fapt de ceea ce înseamnă lumina divină. Pentru că lumina divină niciodată nu se izolează. Noi nu putem să, da, acei puznici și acei călugări care s-au retras numai fizic, pentru că ei au lucrat în continuare cu subconștientul colectiv, cu demonii, cu partea întunecată a oamenilor. Au preluat asupra lor această vibrație joasă și prin rugăciune și prin o asceză plină de bucurie, până la urmă au reușit să transforme aceste energii în lumină. Deci nici chiar ei nu s-au retras.
Este un fel de retragere, o retragere fizică, dar nu este o retragere venită din egoism sau din dorința de a se proteja. Nu, din contră, ei au avut o misiune și mai grea în momentul în care au făcut acele lucruri. Da, ei au fost prezenți la nivel de suflet, conectați cu Da. Toate sufletele. Da, eu atunci când a venit acea informație spre mine, chiar pictam, ascultam muzică clasică, am observat ceea ce se întâmplă cu mine, nu am judecat sub niciun fel, am stat, am trăit cam 10 minute acea stare care era și după aia am ales să pictez în continuare în iubire și în bucurie. Și s-a întâmplat ceva extraordinar, adică spre seară persoana care îmi trimisese acele mesaje pline de frică și așa și-a schimbat total viziunea, fără ca eu să-i mai fi scris altceva, mi-a scris mesaje pline de înțelepciune, pline de divin, deci s-a produs o transformare tocmai pentru că eu nu am judecat acea stare de frică, am identificat-o, clar dacă a venit și la mine, este parte din mine și până la urmă urmei suntem pe o planetă materială și suntem și lumină și umbră și este important să îmbrățișăm acea umbră când vine spre noi, să o iubim, să o înțelegem, să vedem ce ne arată ea, despre ce vrea să ne vorbească și atunci nu mai ajungem la separat. Da, dragi suflete, dacă aveți întrebări pentru Gabriel, da, vă rugăm să le adresați pentru că uite s-a mai alăturat între timp și Mădălina, da, dacă aveți întrebări, vă rugăm să îi le adresați. Cum putem face noi ca suflete să nu ne separăm de această lumină divină de care ai spus tu mai devreme? Cum putem să rămânem în această stare de înțelegere, de înțelepciune divină, că de fapt tot ceea ce se întâmplă acum poate fi o experiență care să ne crească sufletul, să ne îmbogățească sufletul, să ne apropie mai mult de divin? Este foarte important să ne observăm în primul rând și să vedem că de fapt toate aceste frici ale noastre și toate stările în general care sunt cu vibrație scăzută vin din niște atitudini ale noastre și dintr-un mod de gândire care de multe ori este greșit din acest punct de vedere. În momentul în care noi controlăm, în momentul în care noi avem tot felul de dependențe, de posesiuni, le spun eu, chiar și la nivel de suflet, în care considerăm că ne aparține ceva cu adevărat nouă, în momentul în care credem că putem influența alte persoane, că putem să încălcăm liberul arbitru, în acel moment noi suntem într-un fel sau altul corectați de aceste legi subtile, de aceste legi divine. Cred eu că cea mai mare parte a fricilor pe care le avem acum în prezent și care sunt la nivel colectiv, vin dintr-o inversarea ierarhizării corecte, ca să spunem așa. Noi suntem creați de bunul Dumnezeu și am venit aici în acest scop nu numai de a risipi timpul și energia, ci de a sluji acestei lumi divine. În momentul în care ordinea noastră nu este cea corectă, întâi punem anumite interese, chiar și propria persoană, propriile năzuințe înaintea lui Dumnezeu, în acel moment se creează un fel de gol, care într-un fel sau altul trebuie umplut și de multe ori această compensare se face prin lucruri care contravin acestei firi divine a noastre. Noi dacă și în această perioadă am fi fost conștienți că voia lui Dumnezeu întotdeauna este mai puternică decât orice voie, că cel ce ne-a creat
este mult mai puternic până la urmă și mult mai prezent decât orice formă artificială. Orice formă artificială pe care o creează un om sau orice altă inteligență, în acel moment noi nu am mai fi fost atât de, să spunem, de covârșiți de această frică generală. Pentru că până la urmă noi suntem o structură făcută din elemente ale pământului peste care s-a suflat viață. Deci avem, cum avem un părinte, un tată și un mamă pământeni, așa avem și un părinte divin. Este cel ce ne-a creat, cel ce ne-a dat viață. Și în momentul în care atenția noastră și energia noastră și încrederea noastră se duc spre altcineva, spre altceva decât spre creatorul nostru, în acel moment începe această separare. Și din separare este foarte lesne să se strecoare în noi tot felul de îndoieli, de îngrijorări, de frici, de temeri, de deznădejdi. Pentru că oamenii asta simt. În primul rând simt multă frică, deznădejde, descurajare, tocmai pentru că s-au delimitat în sufletul lor de ceea ce i-a creat. Nu este vorba că este o pedeapsă, este o formă prin care se exprimă această energie a conexiunii. Imaginați-vă niște cabluri care sunt băgate în priză. Când sunt scoase de acolo, nu mai este energie. Deci, practic, noi când ne delimităm de acest flux de energie divin, de ceea ce vine de la Creatorul nostru, noi suntem ca un ștecher scos din priză. În acel moment, noi ne simțim și devitalizați, suntem mult mai dispuși la a fi vampirizați, într-un fel sau altul, la a fi controlați, și asta se întâmplă cu oamenii în ziua de astăzi. Ei sunt un fel de ștechere scoase din priză, nu mai suntem alimentați de energie de acolo unde ne este necesar și vital, și atunci am devenit foarte ușor de izolat, foarte ușor de manipulat, foarte ușor de înspăimântat. Pentru că noi depindem din ce în ce mai mult de o formă artificială de energie, de această inteligență artificială care este prezentă la locurile de muncă, în case, în mâncarea pe care o mâncăm, în apa pe care o bem. Și din ce în ce mai mult suntem conectați la această energie a sufletului care ne face această legătură directă cu Creatorul nostru. Am explicat un pic mai simplist, să spunem așa, această legătură care se face la un nivel foarte subtil prin ceea ce credem și ceea ce simțim în sufletele noastre. Pentru că adevărata credință nu este ceva prestabilit sau un set de reguli și de legi și de conduite care sunt urmate așa mental și urmate că așa trebuie și urmate că așa spune lumea. Nu, conexiunea cu divinitatea este un fel de predare a noastră, un fel de trăirea unui sentiment că suntem acolo și suntem chiar conectați. Și de multe ori acesta nu mai este o credință, este o stare de a fi. Și când avem această stare de a fi, noi suntem foarte greu de destabilizat de vreo formă exterioară de energie. Un om conectat la această formă de energie puternică a putut sta și în mijlocul unor molime. Au fost oameni care efectiv și-au îngrijau bolnav de holeră, de ciumă și de ei nu se atingea nimic. Tocmai pentru că și-au pus la acest mod subconștient, ca să spunem așa, sufletul în mâna lui Dumnezeu și atunci au primit toată protecția
tot sprijinul și toată această energie vitală care să-i protejeze. Și nouă ne este frică de un virus, până la urmă de ceva creat artificial. Pentru că ceea ce este creat artificial nu are nicio forță în fața luminii divine. Nicio forță. Dacă oamenii ar fi fost conștienți de această putere a lor și ar fi manifestat-o cu mai multă credință și cu mai multă încredere, nu s-ar fi ajuns aici. Dar oamenii au fost ușor destabilizați de această esență divină prin această inteligență artificială foarte subtilă și vicleană în același timp, prin educația primită, prin manipulările de tot felul, prin alimentația care nu mai este deloc organică și sănătoasă, prin multe alte lucruri. Dar chiar și în aceste condiții omul se poate întoarce. Omul, forța care o are în interiorul unui suflet este mult mai puternică decât ceea ce se poate crea din exterior. Da, asta dacă noi conștientizăm că nu suntem doar corpul acesta fizic și suntem un suflet, un suflet de lumină. Deci sintetizăm pe scurt, vrei să spui că acolo unde este gândul nostru, acolo este și energia, clar, energia noastră. Și noi, canalizându-ne atunci spre frică, hrănim acea frică. Dacă noi ne ducem gândul spre divin și nu numai pentru că este în structura noastră, în sufletul nostru, atunci spre noi vine lumina și trăim acel sentiment că până la urmă, asta este comuniunea cu divin, exact ceea ce ai spus și tu mai devreme, să trăim sentimentul prin inimă. Da, mai devreme noi discutam, înainte să începem să înregistrăm, un lucru minunat, Gabriel, despre aceste întâlniri de suflet la care este important să nu renunțăm, să ne întâlnim față în față atât cât putem și cât reușim. De ce crezi tu că sunt importante aceste întâlniri față în față și comuniunile acestea? În primul rând, nouă ni se transmit niște mesaje. Așa cum se transmit mesaje de către o anumită forță prin programe TV, prin intermediul știrilor, prin intermediul mass mediei, vedem și noi că suntem bombardați de tot felul de știri, de informații. Așa există și o informație, niște mesaje care vin într-un mod mai subtil și care se adresează corpurilor noastre energetice mai degrabă decât celui fizic. Aceste mesaje le primesc anumiți oameni, pot fi mediumi, pot fi îndrumători spirituali, pot fi călugări, pot fi... Nici nu mai contează ce sunt. Important este să fie cât mai conectați. Și când spun cât mai conectat, înseamnă cât mai puțin legați, într-un fel sau altul. Acesta este paradoxul. Cât mai puțin legați de lumesc. Aceștia trimit o altfel de informație oamenilor care... De multe ori este înțeleasă, alte ori nu este înțeleasă sau privită că vine din alte sfere decât cele ale divinului, învățate de ei într-un mod conservator și într-un mod clasic, ca să spunem așa. Ceea ce nu vine neapărat prin intermediul unei instituții sau anumitei surse este considerat de multe ori ca fiind nenatural, venit din lumea întunericului sau venit de la nu știu ce forme. Până la urmă, de-a lungul istoriei și evoluției umane, au fost foarte mulți oameni, foarte mulți medium care au trimis informațiile oamenilor, informații cerești, au fost vindecători, au fost și n-au făcut neapărat parte din vreo instituție anume. Nici religioasă, nici medicală, nici de niciun fel. Au fost de multe ori oameni cu câteva clase,
care nu aveau niciun fel de pregătire socială, dar erau foarte puri din punct de vedere al trăirii lor sufletești și al deschiderii spirituale. Este foarte bine să ne bazăm pe intuiția noastră și pe vocea noastră interioară când auzim aceste mesaje. Pentru că ele ne pot călăuzi și în multe cazuri pot rezona cu ceva ce este în interiorul nostru. Deci nu neapărat ne călăuzesc în afara voinței noastre, ci mai degrabă când găsim un mesaj care rezonează cu noi, îl simțim ca fiind deja al nostru și spunem, oh, păi așa am gândit și eu, așa am crezut și eu, dar numai că nu știam cum să ajung la acest mesaj, dar îl descoperim în noi. Deci nu-l mai descoperim la nivel mental sau la nivel prestabilit într-un fel sau altul. Este în forul nostru interior și de aici reiese că noi de fapt avem în noi toată această informație și cunoaștere, numai că noi nu ajungem acolo. Și aceste mesaje, de fapt, înleznesc această călătorie spre noi înșine și ne fac să vedem, de fapt, acest adevăr care deja este în noi înșine. Pentru că totul este structurat, noi avem în miniatură o structură divină care ascunde acolo informația și cunoașterea. Numai că această informație și cunoaștere se face pe baza acestei purificări. Cu cât un om este mai curat sufletește, cu cât este mai onest cu el, cu lumea din jur, cu cât este mai autentic, cu cât slujește mai mult lumii divine, cu atât ajunge mai ușor la propriul adevăr. Pe câtă vreme un om care pur și simplu rătăcește, care are foarte multe iluzii, care are foarte multe credințe preconcepute, care controlează, manipulează, face rău, acela nu poate ajunge sau ajunge mult mai greu la ceea ce este în interiorul lui. Și de aceea este foarte ușor de ghidat și de călăuzit de factori exteriori, de factori artificiali. Foarte mulți oameni au ajuns să fie dependenți de ceea ce este în exterior, pentru că se tem. Se tem să nu se îmbolnăvească, se tem să nu-și piardă locurile de muncă, pentru că am devenit dependenți de acest sistem artificial. Da. Ai vorbit foarte frumos acum despre această purificare. Te-ai referit strict aici, strict la suflet, da? Despre purificarea sufletului care se manifestă prin gânduri, prin faptele sale, dar nu ai menționat nimic despre corpul fizic. Sunt suflete, da, care purifică corpul fizic prin posturi, prin o alimentație sănătoasă. Este important, nu, să aducem în echilibru cele două, și purificarea sufletului și a corpului fizic. Că pot fi suflete care, de exemplu, țin post, au această alimentație sănătoasă, dar la nivel de suflet înfăptuiesc, să zicem, cu alte energii și atunci acea purificare nu te mai duce spre ceea ce dorești. Cum este aici? Trebuie să existe un echilibru, să fie între cele două, între corpul fizic și suflet? Sufletul și corpul nostru care îmbracă, practic, învelișul nostru energetic subtil, sunt ca cal și un vizitiu. Nu pot trage în direcții opuse. Atunci când omul trăiește în afara sufletului lui și nu ține cont de legile subtile care îl călăuzesc, acel om creează o discrepanță între el și ceea ce îl călăuzește. Eu asemăn corpul unui om asemenea unui cal și sufletul este cel care îl călăuzește, să spunem așa, ca și spiritul de altfel. Și în momentul în care noi nu cunoaștem nici legile corpului fizic, legile materiei, nici legile sufletului,
ale părții noastre subtile, avem mari șanse de a trăi în propriul corp dezbinați de sufletul nostru. Este foarte important să stăm și într-o introspecție, să vedem dacă noi chiar locuim în sufletul nostru, în corpul nostru, sau suntem undeva în afara lui și trăim după niște reguli mentale, după niște reguli fixate de societate la modul general, care poate nu ni se potrivesc. A trăi în propriul corp și în propriul suflet înseamnă un mare curaj și o mare onestitate și de multe ori să ne îndepărtăm de reguli și de legi care artificiale, care pur și simplu nu urmăresc acest for interior al nostru, ci urmăresc mai degrabă o extrapolare continuă din punct de vedere fizic, material, al câștigurilor, al dorințelor. Vedem că de multe ori ne simțim, să spunem, satisfăcuți pe moment, în momentul în care avem o realizare în planul fizic. Dacă nu avem o realizare în planul fizic, noi zicem, păi de ce să fiu fericit sau nu, că n-am realizat nimic, n-am obținut nimic. Dar fericirea sufletului, lumina sufletului, nu depinde de vreo realizare a corpului fizic. Poți să fii mulțumit și fericit când nu faci nimic, sau nu faci nimic, de fapt, a nu face nimic poate fi într-un fel o artă, pentru că sunt oameni mult mai conectați la divin, care nu aleargă de colo-colo ca niște cai bezmetici, ca niște titirezi care se învârt tot timpul într-un cerc și au impresia că realizează mereu ceva, dar ei de fapt sunt foarte departe de esența lor. Foarte multe mișcări, foarte multe scopuri fixate, foarte multe care sunt tot atâtea himere. Și acei oameni orbecăie și intră în acea pădure și în loc să se ducă pe cărarea pe care o au de mers, ei tot timpul taie de acolo lăstari și copaci și nu reușesc să avanseze din această orbire. Apropo de starea de a nu face nimic, ne poate susține măcar o dată pe săptămână sau de două ori, trei ori pe săptămână o comuniune cu natura, nu știu, cu un copac, o pădure, să mergi acolo jumătate de oră să nu faci nimic, pur și simplu doar să fii acolo? Cum te poate susține asta în viața asta, în tumultul de zi cu zi? Eu de multe ori în momentul în care m-am dus în natură sau în anumite locuri și nu le pot spune la toate locuri sacre, pentru că eu cred că tot pământul nostru este sacru. Okay. Noi, de fapt, dacă vedem totul ca fiind creația lui Dumnezeu și un fir de pământ și o cioc de pasăre, o să considerăm că este sacru. Și o cană de apă pe care o bem, dacă o închinăm lui Dumnezeu, devine sacră. Cuvintele noastre devin sacre când le închinăm înainte lui Dumnezeu. O întâlnire cu un om. Bineînțeles că aceste ieșiri în locuri care sunt ridicate ca nivel de vibrație, acolo unde aceste elemente sunt în starea lor mai pură, noi ne încărcăm cu energie și primim mai ușor aceste mesaje, pentru că nu avem suficientă lumină în noi și suficientă putere pentru a face față unui subconștient colectiv care este foarte mult ghidat de aceste vibrații joase. Eu merg în aceste locuri pentru că am nevoie și pentru că sunt chemat. Și pentru că acolo primez niște mesaje și pentru că acolo mă încarc cu energie. Dar asta nu înseamnă că rămân acolo și că îmi fac un scop de a găsi o lume cât mai puțin poluată în care să locuiesc. Știu pentru ce am venit aici și știu că Dumnezeu m-a trimis printre oameni. Știu că sunt protejat și că ori de câte ori am nevoie să fiu scos, mi se dau niște indicii și sunt chemat
în anumite locuri. Eu mă ghidez foarte mult după această voce interioară. Eu de multe ori într-o zi nici nu știu ce o să fac, pentru că noi suntem diferiți în următoarele minute. Deci, practic, energiile noastre se transformă. Suntem într-un fel dimineața, într-un fel la prânz, într-un fel seara. Asta nu înseamnă nestatornicie sau, nu știu, un caracter sau o personalitate care predispun la foarte multe schimbări, foarte multe dispoziții, ci înseamnă o continuă armonie cu natura, cu natura noastră interioară. Noi nu putem să, dacă am fi prea rigizi, dacă am face aceleași drumuri, chiar și la muncă, ne plafonăm, până la urmă ne rigidizăm și apa nu mai curge în noi, aerul nu mai circulă cum trebuie în noi. Devenim niște roboți. Și, din păcate, foarte mulți oameni au început să se robotizeze. Chiar și aceste probleme fizice pe care le avem, bolile de oase, în special faptul că aproape toți oamenii se plâng de boli de oase, de încheieturi, de mâini, de picioare, arată rigiditatea noastră. Arată faptul că nu suntem flexibili, că suntem de multe ori bazați pe niște reguli foarte stricte, care nu țin cont de iubire. Țin cont de realizare, dar nu țin cont de iubire. Țin cont de realizări mentale și materiale, dar nu țin cont de aceste cerințe sufletești. Da, mai devreme Gabriel spunea despre cuvinte, cât de importante sunt cuvintele care îi le închinăm lui Dumnezeu, cuvintele care le închinăm unui om sau hranei noastre, apei. Ne poți spune de fapt ce sunt cuvintele la nivel subtil, ce reprezintă și cum ne ajută ele în planul fizic? Nu o să intru prea mult în detalii, pentru că poate nici nu mi este îngăduit și poate nici eu nu mă duc într-un teritoriu prea cunoscut. Pot să spun doar că tot ceea ce funcționează, funcționează pe baza unor vibrații, a unor numere sacre, a unor legi. Tot ceea ce este în noi, ceea ce este în jurul nostru în univers, în multiversuri, în cosmos, funcționează după aceleași legi. Deci putem spune că totul este vibrație, totul este energie, totul este sunet. Așadar, când nu este deloc un lucru superficial sau un lucru neimportant să fim atenți la modul în care vorbim și în care folosim cuvintele. Pentru că aceste cuvinte folosite, practic, sunt niște energii care creează niște spații în câmpurile noastre subtile și duc la creșterea vibrațiilor energetice sau la scăderea lor. Pentru mine este suficient de multe ori să văd cum un om folosește cuvintele, cum mănâncă, cum privește, pentru a vedea, de fapt, nivelul lui vibrațional, nivelul lui energetic. Sunt oameni care efectiv aruncă cuvintele într-o ordine și într-o zăpăceală care nici ele nu știu ce energii să creeze și apoi se plâng că au nu știu ce gânduri și nu știu ce piedici pe care le întâlnesc la tot pasul. Bineînțeles că ne trebuie foarte mult o educație a felului în care gândim, folosim cuvintele, vibrațiile de energie. Și de multe ori am considerat lucrurile astea așa, un moft sau un lucru fără de care putem trăi, pentru că ceea ce este important este câți bani câștigăm, dacă ne-a mai luat o casă sau o mașină sau dacă cineva ne-a pus sau nu pe un piedestal. Dar nu, astea sunt lucruri care nu contează. În lumea divină contează doar două lucruri, felul în care slujim și felul în care dăruim. Pe baza acestor două lucruri se face ierarhizarea noastră viitoare în lumile de lumină. Noi
aici suntem într-o călătorie pe pământ în care învățăm mai bine aceste două lucruri, să slujim și să dăruim. În momentul în care învățăm cât de cât să facem lucrurile astea, deja atragem în noi și în jurul nostru niște energii și niște entități din lumile subtile, din lumea divină, care ne sprijină foarte mult și ne susțin. Se poate spune că nu că aceste forțe lipsesc și că această lumină lipsește, ci că oamenii nu știu să le atragă, nu știu să le folosească. Suntem așa ca niște orbi care nu ridicăm ochii un pic în sus pentru a vedea lumina, ci ne ținem privirea așa la un nivel jos și considerăm că aceasta este lumea. Dar lumea nu este aceasta. Lumea este ceea ce vedem noi. Dacă noi ne uităm în sus, dacă noi privim în sus, o să vedem și alte lucruri. Dacă noi nu ne uităm numai fix pe un drum pe care obișnuim să-l numim monoton sau obișnuit, ni se deschid și alte căi și alte drumuri. Dacă noi începem să ne imaginăm o altă lume, acea lume într-un fel sau altul va veni la noi și ne va călăuzi. Lumea este energiilor, este fascinant. Deci pur și simplu noi trăim într-o lume săracă pentru că suntem săraci în posibilitățile de exprimare. Dar energiile sunt multiple, iar vibrațiile lor sunt fascinante. Carmen, poți să adresezi direct întrebarea, dacă dorești. Okay. Mulțumesc. Voiam să vă întreb, pentru că în ultima perioadă am observat că am reușit să mă conectez la mine, să-mi ascult sufletul din ce în ce mai des și în momentele în care îmi găseam liniște, se făcea liniște în jurul meu și puteam să văd limpede situația în care mă aflu, în momentele acelea am impresia că foarte multe provocări primesc și parcă sunt atacată cumva ca să, nu știu, cumva pedepsită, că de ce sunt așa liniștită, de ce, cum pot să-mi permit să fiu așa liniștită și cum, dar uite că, nu știu cum să zic, așa, pur și simplu așa m-am simțit atacată, parcă de câte ori ajung în starea aceea de liniște, în jurul meu sunt oameni care vin și cum, dar nu pot să fie așa inconștientă, dar uite că, nu știu, parcă unii dintre ei parcă nu suportă și îmi simt că sunt, îmi simt liniștea asta și atunci încearcă să mă bombardeze cu tot felul de informații sau de, nu știu, atitudini care nu sunt, decât atunci când eu intru în starea aia, parcă sunt iritați că sunt așa. Ce aș putea să fac în situațiile astea? Că nu mai m-am întâlnit cu așa ceva până acum. Este ceea dacă ce... am reușit să exprim. Da, cred că am înțeles. Este ceea ce putem să facem și atunci când facem o purificare interioară, când ținem un post. Nu ne ducem la cei din jur și le spunem, bă, tu de ce mănânci carne? Bă, tu ești impur. Pur și simplu. Eu, uite, vezi, mă curăț, eu sunt liniștit, eu sunt un om pur, tu de ce nu faci chestia asta? De multe ori atitudinea noastră ușor nesmerită și lipsită de iubire aduce această atitudine a celor din jur. Chiar când ajungem la un adevăr și când ajungem la o anumită cunoaștere și începem să ne purificăm, este bine să-i privim pe ceilalți tot din stadiul acestei zmerenii și acestei acceptări. Pentru că de multe ori energia noastră, chiar dacă nu ne dăm seama, este una de superioritate față de ei. Această superioritate poate că nu o aducem la modul concret, prin anumite cuvinte, dar atitudinea, dar ceea ce este în sufletul nostru generează această superioritate. În momentul în care pur și simplu aproape s-au sfințit, oamenii i-au privit pe ceilalți de jos în sus, pentru că
puteau să atragă asupra lor altfel niște atitudini și niște învrăjbiri, pentru că oamenii nu suportă să vadă lumina în altul și de multe ori devin agresiv și de multe ori nu înțeleg. Dar atunci când este această smerenie, nimic nu se poate întâmpla, pentru că te ferește, scutul tău de protecție este această acceptare a lumii, nu această delimitare față de ei, pentru că noi în plan inconștient un pic ne delimităm de alții, începem să nu mai mâncăm carne, ne delimităm de ceilalți. Începem să cunoaștem mai mult, începem să-i considerăm într-un fel sau altul pe ceilalți mai nepregătiți, uitând că și noi acum niște luni sau ani eram în același stadiu. Poate lucrurile astea nu le facem chiar fățiși, dar în plan energetic se pot transmite. Și eu am trecut prin lucruri de genul ăsta, în care oarecum m-am izolat de alți oameni când am văzut că eu nu sunt la fel și m-am considerat un inadaptat și l-am întrebat pe Dumnezeu de ce m-a trimis în această lume când eu sunt atât de pur și de curat și n-am înțeles de ce am ajuns să mă ocir la asta. Și până am început să înțeleg, am suferit. Când am înțeles, m-am liniștit și sufletul meu este mult mai în pace acum. Și oare, Gabriel, astfel de situații, oare nu pot fi și teste, să zic așa, divine pentru noi, ca să vedem cu adevărat că am ajuns în profunzime la acea stare de pace a sufletului? Pentru că dacă ajungem în profunzime la acea stare de pace a sufletului despre care vorbea Carmen, vor apărea aceste ființe în fața noastră, dar nu vor mai reuși să ne scoată din... Pentru că noi trăim în iubire, privim exact cum ai spus tu, cu compasiune, tot ceea ce se întâmplă, vor apărea o dată, vor apărea de două ori, dar după aia nu vor mai apărea, nu? Exact, și vor apărea și persoane cu aceeași vibrație cu a noastră, care ne vor încuraja pe acest drum, pentru că știți ce se întâmplă dacă în jurul nostru sunt 7 oameni pe care îi considerăm neiertători și care ne judecă într-un fel sau altul, e clar că noi în interiorul nostru n-am rezolvat niște lucruri și acei oameni sunt în jurul nostru pentru că noi rezonăm cu ceea ce ne transmit. Pentru că toți oamenii și toate întâmplările sunt niște oglinzi care ne arată de fapt stadiul în care suntem noi în actuala viață. Adică și ceea ce trebuie învățat, corectat sau construit. Deci când vin situații de viață și astfel de oameni și evenimente, poate să spunem în ghilimele, le spunem neplăcute, situații de viață înseamnă că sunt niște indicatori de fapt care vorbesc despre structura noastră, ceea ce oglindește, ceea ce este dat să transmutăm, să schimbăm, dar doar să fim atenți să vedem acele mesaje și să le percepem. Celălalt este oglinda noastră. Întotdeauna. Da? Orice ar fi. Da, de acord. De acord. Da. Acum a mai intrat și Olivia, pentru că ea nu a participat de la început. Olivia, dacă dorești să-i adresezi întrebări lui Gabriel, o să te rog oricând ai întrebări și pe celelalte suflete care participă să-i adresezi lui Gabriel întrebări. Da, vorbeam mai devreme, Gabriel, despre acea lumină a sufletului, despre acea energie cu care ne putem încărca în natură. Vreau să te întreb, ne putem încărca cu energie și în timpul somnului? Pentru că sunt momente când avem vise și ne trezim dimineața și poate nu ține minte ce am visat sau poate ține minte și ne trezim cu o energie deosebită care pur și simplu toată ziua parcă ne face să zburăm. Sau uneori, ține minte sau nu ține minte ce am visat, ne trezim cu o energie așa foarte joasă. Ce se întâmplă în lumea viselor? Mie, ne poate încărca sau ne poate... Somnul este întotdeauna pentru corpul fizic. Pentru corpul astral este o călătorie. Este o încărcare. Însă și această călătorie ne încarcă corpul fizic cu
cu ceea ce ne este de folos sau ne încarcă nu numai cu energie, ci și cu anumită informație. Pentru că de multe ori este bine să nu luăm deciziile noastre înainte de a ne culca, este bine să le luăm a doua zi, deciziile mai importante. Pentru că în timpul somnului se petrece această călătorie în afara corpului fizic. Noi suntem între corpul fizic și corpul astral, este un fir de argint și corpul astral când călătorește este legat de acest fir invizibil, bineînțeles, și primește tot felul de informații, tot felul de lucruri, se și întâlnește cu alte spirite. Și de multe ori avem acele vise prin care noi călătorim așa în niște lumi și am întâlnit tot felul de situații și de conjuncturi. De multe ori acelea sunt rodul acelor călătorii pe care le avem. Lumea astrală, lumea cerească folosește foarte mult aceste corpuri ale noastre energetice. Adică noi să nu considerăm somnul o pierdere de vreme sau faptul că, gata, 7-8 ore, 9 ore, noi am stat degeaba. Nu, un om care cunoaște aceste lucruri știe importanța somnului, știe că este foarte important să ajute lumea și în timpul somnului. De fapt, noaptea, prin somn sau prin starea de veghe, de rugăciune, de meditație, aducem cele mai mari beneficii acestei lumi, mai mult chiar decât în timpul zilei. Dar de ce sunt importante, Gabriel, aceste ore din noapte de conectare, de rugăciune și de meditație? Care face diferența între o oră din zi, să spunem, și o oră din noapte? Ce se întâmplă atunci? Este vorba de acest câmp de vibrații și de conexiune, această bruiere. În timpul zilei oamenii sunt treji, au tot felul de activități. Noi, mintea noastră este bombardată de tot felul de știri, chiar dacă nu le ascultăm. La nivel colectiv suntem legați de acest subconștient colectiv și tot acest zbucium, trepidație, haos, această manifestare fizică a oamenilor pur și simplu face mai greu accesul cu această lume astrală, cu această lume subtilă. Pe câtă vreme, în timp ce acest subconștient colectiv este mai adormit, noi ne încărcăm cu energie și cu informații și cunoaștere din lumea astrală. Este cunoscut faptul că mulți au trimis mesaje prin scrieri, prin tot felul de picturi, de melodii, sculându-se a doua zi cu aceste informații primite sau primindu-le între 3-4 dimineața sau 3-5 dimineața, când este o mare conectare la aceste lumi divine. Eu le numesc lumile de lumină și pur și simplu noi suntem conectați la această lume de care, de fapt, nu suntem dezlipiți în niciun moment. Noi este o aparentă delimitare între noi și cer. De fapt, prin această conexiune subtilă, noi suntem legați de această informație și cunoaștere. Și mai ales în ziua de astăzi, este bine să menținem această legătură cât mai puternică prin rugăciuni, prin conectare. Asta nu înseamnă că nu o facem și în timpul zilei. O facem și în timpul zilei. Și în timpul zilei avem foarte multă grijă să nu pierdem energia vitală. Pentru că dacă în mod constant pierdem această energie vitală, atunci corpurile noastre subtile încep să călătorească din ce în ce mai greu și suntem din ce în ce mai, să spunem așa, dezlipiți de această informație care ne vine din astral.
Practic, noi ar trebui cu multă chibzuință să trăim viața aici pe pământ și să nu ne o irosim în tot felul de activități și în tot felul de relații și în tot felul de dorințe care ne consumă foarte mult această energie și să știm să trăim în ambele luni, practic. Deci noi aici pe pământ, de fapt, nu este o separare, așa cum credem, și în momentul morții ne ducem acolo. Noi, de fapt, pregătim calea prin dezvoltarea corpului nostru subtil, eteric și astral, calea în care vom ajunge. Practic, dimensiunea în care vom ajunge noi va fi acea dimensiune hotărâtă de acest corp subtil al nostru. Pentru că noi nu ne putem duce într-un corp, într-un cer foarte înalt, dacă avem o structură energetică subtilă foarte slabă, dacă noi am trăit numai sprijinind, să spunem așa, primii centri de energie, cei ai instinctelor, al forțelor motrice și a călăuzirii terestre, să spunem așa. Dacă nu ne ducem în acești centri superiori și în timpul vieții pământene, noi nu ne putem dezvolta aceste corpuri. Cum putem să facem, Gabriel, să ne ducem în acest centru superior? Prin ceea ce ne-a spus Iisus, prin ceea ce ne-au spus învățătorii cerești, prin această dăruire, prin această slujire, prin acest altruism. Și până la urmă, atunci când Iisus a spus lăsați tot și urmați-mă, nu a spus neapărat să lăsăm casele noastre, să ne ducem în niște peșteri, să ne refugiem pe undeva, să fugim de lume. Tocmai să fim în lume. Dar oarecum să nu mai fim cu lumea? În ce sens cu lumea? În sensul controlului, în sensul posesiunilor, în sensul dorințelor irealizabile până la urmă și iluziilor pe care le facem, pentru că acolo nu ne ducem cu nimic. Acolo ne îngreunează tot ce strângem aici la nivel material. Și să știți că sunt și foarte mulți oameni săraci care strâng deșeuri multe în planul terestru, în planul material, tocmai prin îngrijorările, regretele și tot felul de frustrări pe care le au pentru că ei nu sunt ca alții, pentru că ei n-au acumulat ca alții, pentru că ei nu sunt bogați ca alții, pentru că ei n-au reușit să le dea copiilor o casă în care să stea. Nu era treaba lor să le dea copiilor o casă. Treaba lor era să-și purifice sufletul, să-și învețe lecțiile pentru care au venit. Deci de-aia spun că noi cu cât suntem mai dispuși să lăsăm acest cât mai mult din acest tot și să urmăm lumea divină, cu atât suntem mai îmbogățiți. Gabriel, uite, Carmen ne spune că ea se trezește foarte des la ora 3 și este foarte prezentă, nu mai poate adormi. Ce recomanzi tu să se facă la această oră? Să mediteze, să se roage? Acum există și alte motive pentru care oamenii se scoală la anumite ore. De exemplu, între 1 și 3 este energie maximă a rețelei ficat, vezică biliară. Sunt foarte mulți oameni care mănâncă seara târziu după ce vin de la muncă și îngreunează foarte mult partea spirituală a acestor organe și se trezesc. Pentru că practic, aceste organe, în loc să se odihnească și să-și facă treaba, pentru că există un ritm circadian al organelor, ele sunt disturbate din punct de vedere energetic, omul se trezește și se uită pe pereți. Câteodată mai deschide și televizorul și nu știe ce să facă. Eu am primit mulți oameni la cabinet care se trezeau între anumite ore și din discuții și din felul în care îmi spuneau lucrurile, înțelegeam că este un blocaj la nivelul meridianelor energetice care le împiedica această odihnă, pentru că foarte mulți oameni bolnavi nu mai pot să se odihnească. Apare insomnia, apare... Deci
acest lucru este un pic diferit de acel trezit al unui om conectat, care parcă se și trezește când primește acele mesaje. Se trezește la 3, la 4, la 5 și deja el poate primi acele mesaje. Nu este vorba de o insomnie, nu este vorba de un blocaj, acolo este pur și simplu un canal care primește această energie și conectare. Deci sunt două lucruri un pic distincte între acel sculac care se face în urma unor blocaje, în urma unor insomnii, în urma unor dereglări și acel trezit spiritual, ca să spunem așa. Câteodată mai pot fi și conectate, dar să nu fie într-o stare prea patologică, primul aspect. Păi dacă asta ne scria Carmen acum, că ea nici nu mănâncă spre seară, nici nu se uită la TV și nu se simte nici obosită când se trezește la acele ore, se simte foarte bine. Deci atunci probabil e acea conexiune cu Divinul despre care vorbeai. Da. Că tot am vorbit despre ore, Gabriel, ce poți tu să ne spui despre numere? Da, am vorbit despre cuvinte, despre vibrația lor. Ce ne poți spune despre numere? De exemplu, de 5-6 luni de zile, mi-apar zilnic, de nu știu câte ori pe zi, multe frecvențe numerologice, 77, 88, 44, 99. Prin aceste numere pot fi mesaje de la planul subtil, de la înger, de la ființă de lumină? Pot veni către noi? Mesaje? Da, aceste mesaje, în general, nu le primesc toți oamenii. Noi suntem într-o continuă conexiune cu aceste lumi subtile, cu aceste lumi divine, dar aceste mesaje și conexiuni le primim într-un fel în funcție de gradul nostru de cunoaștere și de gradul nostru de evoluție. Deja oamenii când încep să primească anumite mesaje numerologice și ale unor simboluri, deja ei sunt la un nivel ceva mai profund sau li se cere să ajungă la un nivel de cunoaștere mai profund pentru a pricepe mai bine ceea ce li se transmite. Am spus, există o diferență între mesajele pe care le primim la nivel grosier, prin intermediul știrilor, prin intermediul programelor TV, și aceste informații pe care le primim într-un fel sau altul la un mod mai subtil. Sunt și persoane foarte conectate care de multe ori pur și simplu stabilesc o conexiune cu lumea divină, cu anumiți îngeri, cu arhanghel, cu care simt că au o conexiune mai bună și atunci primesc direct acele mesaje. Ați putea să îmi spuneți acum de unde știm dacă acele mesaje sunt primite de la Tatăl Creator, de la lumea divină, sau sunt primite din această lume artificială care se construiește în jurul nostru, de la anumite spirite decăzute și de la anumite entități care, să spunem așa, dau curs acestor solicitări și sunt destul de viclene în a influența voința unui om. De aceea spun eu că este foarte important ca cererea noastră și viața noastră, conduita noastră, să fie foarte mult bazată pe altruism, pe slujire și pe această devoțiune față de lumea divină. Pentru că altfel vom crede că suntem într-o legătură cu lumea cerească și de fapt să fim într-un fel de rătăcire. Una este când cerem ceva pentru binele întregii lumi, de exemplu, și când facem o rugăciune pentru sufletul cuiva, pentru binele unei lumi în care trăim, pentru un scop altruist, un scop plin de compasiune, atunci primim o informație și cererea noastră se ridică la un nivel mult mai înalt, fiind ascultate de entități cerești care sunt responsabile cu a asculta
și a înregistra aceste cereri ale noastre, și una e când avem rugăciuni, cereri și moduri de manifestare egoiste, meschine, în care urmărim doar un bine al nostru și de multe ori un bine material, în care nu suntem conștienți că, de fapt, binele nostru poate să însemne răul altuia. Și sunt foarte multe aspecte subtile pe care, dacă oamenii și dacă ar înțelege, de fapt, aceste lucruri, ar vedea cât de egoiști sunt în cererile lor, cât de puțin dispuși sunt să fie dăruitori în adevăratul sens al cuvântului. Deci, de aceea, eu consider că aceste informații și mesaje le primim în funcție de gradul nostru de deschidere, dar în primul rând de sufletul, de conduita pe care o avem zi de zi. Da, și atunci ele vin spre noi, efectiv, fără să le cauți, pur și simplu apar, pentru că nu este intenția asta, nu? Când deja ești pe stradă, ele vin spre tine. Da, vreau să te întreb, Gabriel, pentru că am vorbit foarte mult despre entitățile de lumină, despre arhanghel. Se spune că noi avem liber arbitru și că ei nu intervin dacă noi nu intrăm în comuniune cu ei și nu le cerem. Cum putem să creăm această legătură cu ei? Este important să le cerem să fie prezenți în viața noastră? Sau ei pur și simplu vin spre noi prin vibrația sufletului nostru? Pur și simplu vibrația sufletului nostru îi aduce în viața noastră. Cererea cea mai importantă este deschiderea sufletului nostru. De acolo, de la nivelul sufletului, noi cerem și poate nu neapărat prin cuvinte, ci prin această conexiune pe care o simțim, prin această nevoie de a le împărtăși bucuriile și tristețile noastre. Această bucurie a conectării se face de multe ori prin simțire, nu prin cuvinte neapărat. Dar bineînțeles că noi avem așa o nevoie aproape organică de a folosi aceste cuvinte și credem că Arhanghelul Gabriel și Arhanghelul Mihail nu vin decât dacă îi chemăm cu cuvinte și îi chemăm într-un mod explicit. Nu, ei sunt acolo să ne ajute în momentul în care avem un scop de a ajuta la rândul nostru, de a fi altruiști, de a fi plini de compasiune. Aceste ființe de lumină deja sunt lângă noi. Deci s-ar putea spune că cererea noastră cea mai puternică este făptuirea noastră, gândul nostru, ceea ce facem în fiecare moment. Da, s-a întâmplat că am trecut prin experiențe de viață deosebite, prin situații de viață deosebite și am fost conectată la nivel de suflet, adică eram conștientă de ce se întâmplă și că Divinul este cu mine și de-abia după ce s-a încheiat acea situație și am privit asupra ei, am simțit de fapt că intervenția divină a venit prin Arhanghelul Mihail și că m-a susținut atât de mult, fără măcar ca eu să-l chem, să fiu conștientă, în mod conștient, exact cum ai spus tu prin cuvinte, că el a fost alături de mine și m-a susținut foarte mult în acele situații și s-a întâmplat de mai multe ori să fie așa. Este minunat când ne dăm seama că ei sunt alături de noi și ne ascultă taina inimii noastre și cred că așa este la fel și cu Dumnezeu. Pentru că de multe ori noi ca oameni parcă nu ne dăm seama, parcă nu conștientizăm că de fapt Dumnezeu vede sufletul nostru și știe tot ceea ce este în suflet. Este sufletul nostru, da. Dumnezeu. Da. Este sufletul nostru. Este. Și noi tot îi spunem, păi uite, vezi ce se întâmplă cu mine, uite, Doamne, așa, cum, ce părere ai despre asta, să stăm de vorbă cu Dumnezeu? Cum ți se pare? De sufletul este Dumnezeu. Ne poți spune mai multe despre asta, Gabriel? Despre ce anume? Despre suflet, că este Dumnezeu, da? Cum este sufletul Dumnezeu și despre felul în care oamenii vorbesc cu Dumnezeu. Ce părere ai? Sunt anumiți învățați care au spus chiar că Dumnezeu a creat lumea după sistemul omului miniatură. Deci pur și simplu când ne-a creat pe noi,
Dumnezeu ne-a creat pe noi perfecți, adică după o structură și o logică divină. Noi practic avem în noi, în toate structurile noastre, tot ceea ce este în lumea creației. Cele 7 lumi. Noi avem 7 centri de energie, sunt în noi, într-un sistem în miniatură. Omul este o ființă perfectă și tocmai pentru că este o ființă a perfecțiunii, el a fost vânat din toate timpurile, să spunem așa, de tot felul de ființe și tot felul de entități care au vrut să-i cucerească acest suflet. Și probabil că noi ne aflăm în umanitatea pe care o trăim în prezent, în această perioadă în care lupta pentru sufletul omului a ajuns la apogeu. Pentru că lumina sufletului unui om este o energie care hrănește, pur și simplu, pentru o entitate cu vibrație joasă, pentru o ființă a întunericului care se hrănește cu lumina sufletului unui om, este cea mai mare realizare. Acum, ideea este în felul următor. Ele nu au drept divin, aceste ființe de întuneric, să cucerească sufletul unui om decât prin liberul arbitru al acestui. Atunci când un om își dă de la sine putere, încredere, credința și liberul arbitru acestor forțe, în acel moment ele au drept divin să intre în structurile intime ale unui om. De aceea, pentru sfinți și pentru martiri și mucenici și pentru alte ființe îndumnezeite, esențialul a fost să nu facă compromisul cu sufletul. În momentul în care un om își cedează de la sine putere, prin voință proprie, liberul arbitru forțelor întunericului, atunci el pierde comoara lui cel mai de preț. Și această luptă care este în prezent este pe sufletul omului. De aceea vedem, poate mai mult decât oricând, această tristețe, această deznădejde și această frică care parcă ne învăluie din toate părțile, parcă am uitat să ne bucurăm, este rezultatul predării încrederii noastre a acestei energii a sufletului acestor forțe artificiale, care nu de ieri de azi au încercat să spunem așa, să cucerească acest suflet, ci de mii, de zeci de mii de ani, de sute de mii de ani. Numai că acum sunt momente în care, așa cum vedem, profețite și de religii și de școli spirituale și de în care s-a ajuns la acea perioadă de apogeu. Acum se dă, ca să spunem așa, o luptă decisivă. Iar omul este prins așa, într-un fel, la mijloc, între ceea ce l-a creat și l-a umanizat în același timp, pentru că i-a dat această forță de a avea sentimente, și ceea ce este artificial și îl dezumanizează. Este o luptă între viu și neviu. Și în această luptă, doar un om care își predă din această credință, din această energie a sufletului, o predă umanului, ca să spun așa, și forțelor artificiale, poate să piardă această luptă. Ceilalți nu pot, pentru că lumina este mult mai puternică și chiar dacă să spunem aici, corpul fizic moare dintr-un motiv sau altul, acea lumină a sufletului va dăinui în celelalte structuri. Când acei sfinți și mucenici și-au pierdut trupul, de fapt,
sufletul lor a luminat atât de puternic încât ei s-au propulsat efectiv în cerurile superioare. Da, și continuă să lucreze asupra Pământului în continuare. Continuă, că n-au murit. Da, exact cum este și părintele Arsenie Boca și mulți, mulți alții. Da, chiar vreau să te întreb despre asta, Gabriel. Cum ai zis și tu, că aceste vremuri pe care le trăim noi acum au fost profețite de mult. Trăim vremuri binecuvântate, să zicem. Este oare acum acea transformare dintr-o epocă a separării în care am uitat că suntem conectați cu Unicul, într-o epocă a iubirii și a înțelegerii că suntem pe deplin o singură ființă și că suntem cu toții interconectați și că nu există ei, voi, că există unul, un singur suflet comun? Este acum acea transformare a noului pământ prin ceea ce se întâmplă? Da. Practic, pământul se urmărește a fi o casă a luminii. Și ce binecuvântare să putem să fim aici și acum, pe acest pământ. O binecuvântare, dar și o mare provocare, pentru că asta ne obligă la un fel de sfințenie a vieții. Deci nu mai merg compromisurile. Eu aud foarte mulți oameni că să revenim la ce a fost sau să revenim la normal. Dar ei uită că acel normal, între ghilimele, i-a adus aici unde suntem acum, și că aceste forțe ale răului, acest întuneric, a căpătat foarte multă putere îngăduită încă, tocmai din cauza slăbiciunilor noastre sau datorită slăbiciunilor noastre și faptului că noi nu ne-am învățat lecțiile și că o osândim în continuare și denaturăm și urâm creația lui Dumnezeu. Noi și când urâm un alt om, noi îl urâm pe Dumnezeu. Și vedem că, de fapt, ceea ce este în exterior este un rezultat al trăirilor noastre interioare, al acestei separări de Dumnezeu, de divin, de iubire, de iertare, de compasiune. Care este viziunea ta, Gabriel, despre noul pământ? Cum crezi tu că după această transformare va arăta noul pământ? Cum simți tu în inima ta? Așa, o fărâmă din ceea ce văd eu, am schițat și în ultima carte, în cărțile mele, dar mai ales în ultima carte, Vindecarea inimii. Văd o lume absolut fascinantă, dar la care nu vom avea acces dintr-o dată, ca să spunem așa, pentru că există un fel de scară, un fel de lumi paralele prin care noi învățăm, de fapt, ce n-am învățat aici. Pentru că până nu învățăm a sluji, a dărui, și lucrurile care sunt absolut vitale în lumile superioare, noi suntem triați în tot felul de școli, în tot felul de locuri în care învățăm aceste lucruri. Și Pământul este o astfel de școală în care noi am venit aici să învățăm această iubire necondiționată, această dăruire. Deci să înțelegem că această trecere spre noua lume, spre noul pământ, se face pe etap, da? Și că acum suntem într-una dintre primele etape ale transformării, cea mai de, să zicem... Contează enorm de mult ierarhia noastră și viitorul nostru în lumile de lumină, contează enorm de mult de ceea ce facem acum, în acest moment. Și felul în care ne raportăm și felul în care ne raportăm la lumină și la întuneric, fără aur, întunericul, de exemplu, ce aduce lumină, este o mare diferență. Felul în care învățăm acum să aducem atenția și
simțământul nostru la nivelul inimii, mai puțin la nivelul mentalului, mai puțin la nivelul rațiunii. Pentru că noi ne-am obișnuit foarte mult să avem un fel de credință prestabilit, un Dumnezeu văzut așa după niște forme conceptuale și foarte puțin după o simțire autentică a sufletului. Și aici suntem foarte restanți și de aceea mesajele sunt foarte dure și vor urma alte mesaje, poate și mai dure, pentru că noi suntem restanți la această simțire, la această iubire. Avem tehnologii sofisticate și totuși la nivel de simțire suntem la un nivel primar, la un nivel în care încă ne urâm unii pe alții și ne controlăm și ne pur și simplu ne facem viața grea de multe ori singuri. Da, mulțumim, dragă Gabriel, uite, iată că ne-am apropiat și de încheierea acestui webinar, acestei întâlniri. Vă mulțumim. Sanda, n-a întrebat nimic, Sanda, zicea că o să întrebe. Sanda ți-a transmis. Eu doar v-am ascultat, Gabriel, cu mare interes și mă bucur tare mult că v-am auzit. Și mulțumesc pentru susținerea voastră și pentru tot ceea ce ați făcut aici în această întâlnire frumoasă. Să știi că uneori când vorbeai, Gabriel, eram, adică ca și când citeam gândurile, știi, eram pe același nivel la răspunsuri și mi-a plăcut tare mult, deci tare, tare mult. Oricum vă iubesc, știți asta. Mulțumim. Mulțumim, Sanda, și noi te iubim și știu. Mulțumim mult, suflete dragi, pentru că ați fost alături de noi. Uite, și Carmen ne scrie că ne mulțumește cu recunoștință. Vă mulțumim pentru că, exact așa cum a spus și Gabriel la început, v-ați dăruit timp din timpul vostru de astăzi, într-o zi de duminică, să fim împreună în și prin divin. Și aș vrea să-ți mulțumesc, Gabriel, pentru această întâlnire minunată, care așa mi-a curs prin inimă. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc, Gabriela, și zi binecuvântată să avem! Da, ne revedem curând! Zi binecuvântată, suflete dragi!